Se apropie 9 mai, Ziua Europei, o zi cu o semnificație specială pentru întregul continent. Anul acesta se împlinesc 75 de ani de la încheierea celui de-al doilea război mondial și 70 de ani de la declarația Schuman, pentru că acum 70 de ani Robert Schuman, ministrul afacerilor externe al Franței, făcea declarația care a stat la baza constituirii Uniunii Europene. Declarația sa a fost una dintre pietrele de temelie ale Uniunii Europene și, așa cum spunea, își dorea să elimine posibilitatea apariției unui conflict între națiunile Europei. Anul trecut, la Sibiu, de Ziua Europei, a avut loc reuniunea șefilor de stat și de guverne din Europa și reuniunea s-a încheiat cu un angajament comun de a lupta pentru o singură Europa, pentru o Europa unită, de la nord la sud, de la est la vest. Însă, declarațiile au trecut și astăzi Uniunea Europeană se regăsește mai slăbită ca oricând și nu din cauza euroscepticilor și nu din cauza Brexitului, dar am văzut o lipsă de coeziune în actuala pandemie care ne-a șocat pe de-a dreptul. Să sperăm însă că acest șoc reprezintă de fapt semnalul de alarmă pentru o necesară trezire, pentru că nu ne-am dorit și nici măcar nu ne-am putea imagina ce ar putea însemna o escaladare a conflictelor de interese dintre țările europene. Dar trebuie să recunoaștem că timp de 2 luni Uniunea Europeană ar fi avut timp să se pregătească, să ia măsurile economice, medicale și sociale necesare în această pandemie, dar într-un mod inexplicabil, pandemia i-a luat pe toți prin surprindere, ne-a luat pe toți prin surprindere și Uniunea Europeană practic nu a existat și fiecare țară a reacționat după cum s-a priceput ea. Până la urmă parcă s-a pulverizat Uniunea Europeană și parcă s-a pulverizat până și spațiul Schengen. Impactul a fost cumplit și a dus la sfârșitul lunii martie, începutul lunii aprilie, la o escaladare fără precedent a divergențelor dintre țările din nordul Europei și țările din sudul Europei, care au fost chiar cele mai lovite de această pandemie. Au fost foarte multe declarații, dar între declarații și realitate trebuie să recunoaștem că pandemia reprezintă de fapt un test extrem de dur pentru blocul comunitar. Au fost multe jigniri personale și între state, urmate apoi de scuze și de încercarea de a evita dezintegrarea Uniunii Europene. Pentru a depăși această escaladare a discordiei, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a publicat în presa italiană un editorial recunoscând în acesta faptul că mulți s-au gândit doar la ei înșiși, doar la problemele lor naționale, ignorând necesitatea unui răspuns comunitar și și-a cerut scuze Italiei. A urmat apoi multiple proiecte pentru susținerea economică și trebuie să spunem că se discută de mii de miliarde de euro în Europa, tot așa cum în Statele Unite ale Americii se discută de mii de miliarde de dolari, pentru că lucrurile sunt de o amploare nemai văzută, nemai întâlnită. Criza economică care va urma se prefigurează a fi de o amploare și de o desfășurare pe care nimeni nu se poate imagina. Iar astăzi conflictele stau și mognesc pe plan internațional. Să ne uităm doar la escaladarea discuțiilor dintre Statele Unite ale Americii și China și, de fapt, în general, tensiunile în lume sunt într-o continuă creștere și atunci nu prea știm cum ar putea țările din Uniunea Europeană să se descurce fiecare izolat, pentru că în această lume din ce în ce mai puțin previzibilă, cu conflicte care stau să mocnească și cu o prefacere din ce în ce mai accelerată, șansele de reușită pentru țările individuale sunt din ce în ce mai mici și atunci avem nevoie de Europa unită, avem nevoie de Uniunea Europeană și poate că actuala pandemie a reprezentat un semnal de alarmă ca să ne trezim măcar în ceasul al 12-lea și nu ne rămâne decât să sperăm că încercarea
actuală, provocarea actuală prin care trecem, va conduce la o Europa mai unită, mai puternică, mai solidară. Dar pentru aceasta nu trebuie să uităm faptul că Europa suntem noi, fiecare dintre noi, și nu trebuie să uităm că noi venim în Europa cu gândurile noastre, cu înțelegerea noastră, cu acțiunile noastre, cu modul nostru de a ne exprima, și atunci coeziunea Europei este dată de coeziunea noastră, a tuturor, a fiecăruia dintre noi. Dar pentru aceasta nu trebuie să uităm că Europa suntem noi, fiecare dintre noi, cu gândurile noastre, cu înțelegerea noastră, cu acțiunile noastre, cu modul nostru de a ne exprima, și coeziunea Europei, coeziunea Uniunii Europene este dată de coeziunea noastră a tuturor, și trebuie să înțelegem că aceasta este posibilă doar dacă fiecare își păstrează demnitatea și coeziunea proprie, coeziunea familiei sale, a urbei sale, a țării sale, și dacă reușim să armonizăm toate acestea cu sentimentul de apartenență profundă la Uniunea Europeană, pe care ne-o dorim cu toții, mai puternică, mai solidară, o adevărată casă pentru fiecare.